Stările de febră, durerile în piept și de cap au trimis la spital o tânără de 32 de ani. Ionela Sava s-a prezentat la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Giurgiu miercuri în jurul orei 15:30 și spune că a fost lăsată să aștepte circa 2 ore, timp în care nu i s-a acordat asistență medicală. Sătulă să mai aștepte, femeia i-a cerut socoteală medicului de gardă. Acela a fost momentul în care, din spusele tinerei, medicul a început să țipe la ea și a dat-o pur și simplu afară din spital. Pe mine m-a întrebat ce caut acolo de fapt și a început să țipe la mine că nu trebuie să întreb eu cât, că nu trebuie să-mi dea el mie explicații. Și când i-am spus să nu mai țipe la mine, că nu are niciun drept, m-a luat de mână, pur și simplu de umăr, și m-a împins afară. Și a zis că o să mă cheme când o să aibă el chef. După discuția aprinsă purtată cu medicul de gardă, Ionela Sava a sesizat poliția la numărul unic de urgență 112. Ajuns la fața locului, echipajul de poliție a întocmit un proces verbal de constatare și, pentru că nu era de competența lor, polițiștii au sfătuit-o pe tânără să se adreseze Colegiului Medicilor și Direcției de Sănătate Publică Giurgiu. Femeia s-a adresat medicului de gardă, precizând polițiștilor că acesta a dat-o afară din unitatea de primiri urgență. Polițiștii efectuează în momentul de față verificări cu privire la natura aspectelor sesizate, urmând a se propune soluția legală. Reprezentanții Spitalului Județean contrazic povestea femeii și spun că a fost lăsată să aștepte pentru că nu reprezenta o urgență medicală, în timp ce alte persoane erau acolo cu afecțiuni mai grave. Cadrele medicale subliniază că asistența medicală nu se acordă în funcție de ordinea venirii, ci de urgența medicală. În unitatea de primire urgentă sunt 6 paturi de staționat. Asta înseamnă bolnavi care au ocupat paturile înaintea doamnei și care nu erau rezolvați, ei depinzând de consulturi interdisciplinare, venirea analizelor de la laborator, perfuzii. I s-a explicat doamnei că dacă vrea să stea, poate să stea pe un scaun. N-a vrut să stea pe un scaun. Ea cred că vrea să scoate pe cineva de pe un pat, să se întindă pe pat. Și atunci doamna doctor i-a zis, vă rog frumos, ați început să faceți scandal, sunt ceilalți bolnavi deranjați, mergeți la triaj și o să vă luăm noi când se va elibera un pat. Și de acolo a plecat către voi. Ionela Sava spune că nu este singura căreia i s-a vorbit urât în spital, asistând și la alte scene asemănătoare. De aceea, tânăra este hotărâtă să nu lase lucrurile așa și se va adresa organelor abilitate.